Bine v-am găsit! Iată, ne ajungi la prognoza pentru ziua de duminică, 21 octombrie, iar veștile sunt unele destul de interesante. Vom avea parte de o multitudine de fenomene meteo, ceață, ploi, temperaturi în scădere, iar schimbările majore încă nu au sosit. Prognoza detaliată în cele ce urmează. Din punct de vedere sinoptic, la nivelul țării noastre, cel puțin la începutul intervalului de prognoză, va activa un câmp de presiune relativ scăzută. Asta înseamnă ceva șanse de precipitații. În același timp, undeva spre orele după-amiezii, pe harta sinoptică apare și așa linie de grosime de 546 HPA, care înseamnă că un aer polar se îndreaptă spre noi și apar șanse la ninsori. Din punct de vedere al temperaturilor minime, nicio schimbare față de zilele precedente. Avem din nou o nouă noapte cu temperaturi ridicate, de la 1-3-5 grade în masivele montane înalte, 7-9-10 grade în restul zonelor montane, respectiv 11-13-14 grade pentru restul țării. Nici temperaturile maxime nu suferă modificări majore față de ceea ce am avut pe timpul nopții, cu excepția estului Munteniei, respectiv sudului Moldovei, acolo unde ar mai putea să apară 3-4 grade în plus și să ajungem astfel la valori maxime de 17-18 grade. Nebulozitatea va fi destul de accentuată pe parcursul zilei de mâine, mai ales din cauza norilor joși stratiformi. Șanse la un cer variabil sunt, mai ales spre după-amiază și seara, în estul Muntenii, sudul și centrul Moldovei și nordul Dobrogei, dar posibil și prin nordul Transilvaniei și Marea Mureș. Odată cu orele nopții și până după-amiază, ceața își va face din plin simțită prezența în Banat, Crișana, Marea Mureș, Transilvania, estul Moldovei, dar și în Oltenia și Muntenia. Mare atenție din nou șoferilor, pentru că vizibilitatea va scădea sub 200 de metri, iar în zonele joase din Muntenia, mai ales, chiar și sub 50 de metri. Pe timpul nopții, precipitațiile vor fi prezente mai ales în Marea Mureș, nordul Transilvaniei, munții Banatului și izolat prin sudul Muntenii. Apoi, începând cu orele dimineții, cuprind și Banatul, iar mai apoi și Oltenia și Meridional. Din punct de vedere al cantităților, în nordul țării se pot acumula 15-20 de litri pe metru pătrat, iar în zonele montane putem ajunge chiar și la 40-60 de litri pe metru pătrat în 24 de ore. Vântul va fi slab la nivelul întregii țări, cu excepția orelor dimineții, unde în Banat și Crișana se va putea manifesta spre valori moderate.